Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi pe recepție la Radio Voce Evangheliei București Astăzi vin în atenția dumneavoastră cu o temă din zona eclesiologică a bisericii ne propunem să vorbim despre etosul eclesiologic post-pandemie sau post-pandemic, după o pandemie care s-a încheiat. Vedem dacă, într-adevăr, putem vorbi de anumite efecte, dacă mediul eclesiologic a suferit anumite schimbări. Pentru această tematică, invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul Costel Goancă, pastor la Biserica Baptista Donai din București și profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Bun revenit, Costel, în emisiunea noastră. Bine te-am regăsit, Daniel. Mulțumesc pentru invitație. Costel, o să intrăm așa în direct în subiectul nostru. Știu că e zona aceasta care te pasionează, aici slujește, aici ți și inima și cred că e o temă care te preocupă, așa cum și pe mine de altfel mă preocupă. Am rămas cumva impactat de cuvintele apostolului Pavel pe care le-a adresat slujitorului Timotei să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu care este Biserica Dumnezeului Celui Viu stâlpul și temelia adevărului 1 Timotei 3 cu 15 și de la adevărul acesta aș vrea cumva să pornim e casa Domnului, e Biserica Domnului totuși noi Trăim în niște comunități de credincioși, avem relații unii cu alții, ne întâlnim cu o frecvență mai mare sau mai mică și suntem oameni. E adevărat, cum spuneai odată, suntem sfinții Domnului, dar păcătoși în proces de perfecționare, nu suntem perfecți. Și aș începe, așa, de la slujirea în Biserica Locală cum ați început, cum, cum îți merge slujirea și de aici poate un pic să avansăm în tematica asta noastră, să vedem dacă după perioada aceasta de pandemie, slavă Domnului că am scăpat de ea, se pot vedea niște schimbări în bine, în rău, dacă cumva mediul eclesiologic a suferit anumite transformări. Mulțumim Domnului pentru harul de care El ne face parte în Biserica Adonai. Noi suntem o biserică mai mică și, din acest punct de vedere, relațiile sunt, sunt mai calde, oamenii se cunosc foarte bine unii pe ceilalți și, împreună, încercăm să, să creștem spiritual, să, să ne încurajăm, să. Um, ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, cum, cum spune Scriptura, să facem evangelizare. Deci, biserica merge așa, bine, așezat, e o biserică echilibrată din toate punctele de sau din cele mai multe puncte de vedere să spun. Și iarăși, din acest punct de vedere aș zice că fiind o biserică mai mică pe noi, nu ne-a afectat atât de mult problematica aceasta a trecerii prin pandemia COVID. Au fost afectate, de exemplu, bisericile mai mari. Nu că am fi fost uh, imuni la influențele acestea, pentru că orice om și o singură persoană da, care locuiește în societate este afectat până la urmă de, de provocările societății și chiar și noi am, am fost într-o anumită măsură influențați, dar uh, aș spune că nu atât de mult ca bisericile mari, care au fost foarte multe dintre ele profund uh, afectate de. Uh, de Tranziția prin pandemie? Dacă la nivel local lucrurile spui că stau bine, și slavă Domnului pentru asta, știu că tu ești implicat în slujire și la un nivel mai larg, mai macro. Din ceea ce ai văzut în vizitele tale, în slujirile pe care le-ai făcut în diverse locații, așa la o primă impresie, ai constatat anumite schimbări, modificări în, nu știu, în slujire, în închinare, în modul în care bisericile funcționează astăzi, raportat la, eu știu, anii de dinainte de pandemie? Da, am observat și, într-adevăr, am mers în mai multe locuri din țară, fiind invitat să predic sau la diverse conferințe, am discutat cu colegi păstori pe tema asta și la institut și în, în mai multe contexte și cea, un prim lucru pe care l-am constatat a fost frecvența mult mai scăzută a, a întâlnirilor, a întâlnirilor da, și a participării la, la întâlniri. Adică, de exemplu, au fost nu puține biserici care după pandemie au renunțat la programul de duminică după amiaza. Inclusiv noi, chiar și noi fiind o bisericuță mică, aveam program și după amiaza și a trebuit să renunțăm pentru că era foarte obositor. Deci oamenii intraseră cumva așa într-un într mod modus vivendi, dau un mod un mod de, de a trăi, de a fi. Și atunci a fost uh, spre binele bisericii, cel puțin în cazul nostru, pentru că am folosit a, a, duminicile după amiaza pentru vizite pastorale, încurajare, vizite între familii care am spus mai invitați pe cineva din biserică la voi, familiile mai tinere. Și așa mai departe. Și cumva am încercat să o cuantificăm pozitiv acel timp, dar uh, Programul în sine nu a mai mers așa. Am fost surprins, nu s-a întâmplat la noi, repet, fiind o biserică mai mică, dar am fost surprins să aud de la pastori din biserici mai mari că unii s-au trezit cu până la aproximativ 50% frecvență mai scăzută la întâlnirea, de exemplu, de duminică dimineața. Adică, Incredibil. Da, deci este ceva șocant. După care, ușor- ușor, și-a mai revenit, dar vorbesc imediat după pandemie, apoi lucrurile și-au mai revenit, dar niciodată ca înainte. Deci. A rămas încă un procent dintre persoanele care veneau înainte de pandemie la biserică și acum preferă să urmărească online sau, mă rog, să nu urmărească deloc, nu știu fiecare ce opțiune are. Deci, aici este un impact. Și un alt lucru pe care l-am observat, tot așa din discuții, e și faptul că, inclusiv, serviciile acestea online sau pe Zoom. Se doresc și unele încă funcționează, și acum. Deci, deși acum nu mai sunt restricții, ne putem întâlni. A creat o oarecare comoditate, lejeritate, și unele întâlniri se țin așa, și alții chiar doresc ca anumite întâlniri din timpul săptămânii sau alte de studiu biblic și așa, alte activități să le facă tot, tot online. Deci, este interesant, a scăzut frecvența participării la serviciile fizice cu prezență fizică și s-a păstrat încă zoom deși el nu mai este neapărat necesar pe considerentul acesta al restricțiilor. Acestea sunt cel puțin două, dar mai sunt și alte influențe. Da, sunt convins că sunt și altele și aici probabil că în următorii ani va trebui făcut o analiză serioasă și o evaluare. Uh, S-au schimbat uh, comportamentele oamenilor, așteptările lor, și chiar vorbeam recent cu cineva și îmi spunea că uh, statul online și uh, alternativa aceasta, pe care noi am folosit-o pentru vremea de atunci și pentru un context limitat, a devenit așa o obișnuință și o. o stare care nu mai poate dispărea din, din, mentalul unora, adică așa cum spunea aici dorește și astăzi unii să fie doar online sau știu să fie ceva alternativ, hibrid. Însă cred că la momentul acesta ar fi necesare anumite ajustări și aici mă refer la slujbele duhovnicești, la întâlnirile comune ale bisericii noi am avut mulți ani așa anumite tipare și în bisericile evanghelice cam tiparele acestea s-au regăsit, sunt comune, în partea de închinare, partea de predicarea cuvântului, partea de părtășie, masa Domnului, aceste acte de cult, toate au fost făcute așa după un anumit tipar și după anumite reguli care eu știu de zeci de ani au tot fost practicate însă la momentul ăsta având în vedere aceste schimbări datorate pandemiei și nu numai unei noi generații, avem aici generația Z care se află între noi și celelalte generații toate aceste provocări un ritm al societății mult mai alert Necesită anumite, eu știu, ajustări în programele noastre ale bisericii? Chiar m-a preocupat tema asta. Acum două, trei zile am scris un articol pentru revista Creștinul Azi, a cultului baptist și cred că va apărea în, în următorul număr, în care am discutat despre valori versus forme în biserică și societate. Adică exact întrebarea ta și am plecat de la de la această situație, modul în care tehnologia și avântul tehnologic a adus foarte multe schimbări în biserică, și ce anume putem schimba și ce anume, ce anume nu, putem păstra. și ce anume putem sau trebuie să păstrăm. Și este o discuție foarte sensibilă, dar, pe scurt, ceea ce aș vrea să spun este următorul lucru. Da, noi nu locuim, biserica nu există într-un vid. Cultural. Trăim într-o cultură și Dumnezeu a spus nu, Cristos Domnul a spus nu te rog să iei din lume, din cultură, ci să-i păzești de cel rău. Deci trăim într-o cultură și trebuie să vedem în ce măsură putem să ne adaptăm și putem să, să fim sensibili față de aceste schimbări culturale. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim relevanți, să înțelegem vremurile și să fim relevanți în această cultură. Și atunci, în materie de schimbări, ce aș spune că trebuie să facem este să diversificăm ceea ce înseamnă activitățile și viața eclezială. Deci, nu mai merge doar cu un program mare, important, odată pe duminică, avem nevoie de tot felul de activități, întâlniri, programe alternative pe uh, grupe de vârstă, pe nevoi. Uh, uh, deci, uh, cumva, zumzetul acesta, ca, ca într-un stup, să, să se, se audă mult mai bine și uh, uh, fluiditatea și dinamica foarte, foarte pronunțată pe care o găsim în, în societatea de astăzi și în lumea online, ar trebui să, cumva să se regăsească și în biserică, pentru că altfel uh, nu, nu reușim să să avem un dialog real cu, cu lumea în care trăim, cu societatea în care trăim. Atunci trebuie mereu și mereu venit cu idei noi, văzut ce se poate face, ce proiecte și oamenii până la urmă, fiecare membru în parte este un purtător de cultură și el va, va veni uneori implicit, fără să facă eforturi extraordinare ca să ne spună ce avem de făcut. Trebuie doar să avem urechile deschise, să fim atenți, să fim în, să, în stare să ne biruim teama să recunoaștem că nu avem noi toate răspunsurile, oricât de importanți lideri ar fi am fi. Și să învățăm că bisericile în vremea de astăzi au o conducere și o, și o, o mod de a înțelege lumea și, și o abordare mult, mult mai largă și mai diversificată, în care baza celor ce contribuie la. la la schițarea unui profil eclezial este mult mai largă decât înainte. Dacă înainte aveai un pastor sau un prezbiter și un grup acolo foarte restrâns, nu înseamnă că toată lumea este un factor decizional final. Dar, dar input-ul, deci aportul ideilor, nevoilor, abordărilor trebuie să fie unul mult mai larg. Și părerea mea este că bisericile care vor reuși. Să dea glas, cum se spune, fiecărui membru în parte și să asculte cu atenție ce au de spus, vor reuși să se adapteze la cultură. Cele care vor rămâne, noi vă spunem, voi faceți, nu discutăm, vor pierde pentru că, oricât ai fi de inteligent, de abil, de citit, societatea se schimbă atât de repede și este atât de fină încât nu reușești să simți pulsul real al lucrurilor și ai nevoie de, de acești senzori care sunt fiecare membru al bisericii în parte care ne ajută să simțim uh, pulsul societății. Asta un o, o chestiune legată de adaptare. Cealaltă chestiune pe care aș spune-o și aici probabil că unii vor fi de acord cu mine, alții nu vor fi dar oricum ăsta e privilegiu că pot vorbi eu acum și pot să-mi exprim părerile, dar cealaltă chestiune este că biserica are totuși niște lucruri, atenție, la nivel de forme care sunt nenegociabile. Nu doar la nivel de valori. Pentru că există o corespondență întotdeauna între, între valori și forme. Și formele trebuie să fie adecvate valorilor. Noi, da, putem schimba tipare și forme cu condiția să nu deformăm valorile. Adică, dau un exemplu ca să fiu mai concret. Întâlnirile uh, cu trupul, da, fizice. Cred că acestea fac parte din Constituția Bisericii. ADN-ul bisericii. ADN bisericii. Da, suntem eclesia. Suntem chemați să fim adunați la oaltă. Și din acest punct de vedere oricâte întâlniri pe Zuma în face și nu înseamnă că sunt rele, oricâte alte proiecte interesante biserica ca să rămână biserică trebuie să se adune. Pentru că Dumnezeu ne-a creat uh, uh, trup și suflet da? și omul, ca să fie om trebuie să fie o, o ființă unitară creată din trup și suflet și să ne închinăm Domnului cu Sufletul nostru cu Duhul nostru și cu trupul nostru, care a fost răscumpărat și este al Domnului Isus Hristos. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să avem grijă să nu negociem acest lucru. Și, bun, sunt și altă, dar nu vreau să, să mă întind prea mult că știu că timpul nostru este scurt. Da, mulțumesc mult pentru aceste menționări ale tale. Mi-a plăcut ai punctat două elemente: adaptare și păstrare. Aici e o discuție largă: Biserica schimbă cultura sau cultura schimbă biserica, nu intrăm în ea. Însă, mi-a plăcut expresia pe care ai folosit-o: suntem purtători de cultură. Și asta în mod inconștient. Adică, nu. Bine, și, și conștient uneori, pentru că trăim în societate, ne educăm, ne formăm, cultura își pune o amprentă asupra noastră. Și ai dat acel exemplu de inputuri, toți venim în trupul acesta, în comunitatea locală, cu profesiile, cu formarea, cu nivelul nostru educațional. Și întrebarea mea următoare ar fi fost pe zona asta, de unde să pornească această schimbare de adaptare de la nivelul leadership-ului sau de la nivelul membrilor congregației, de la nivelul, știu, de bază al bisericii, să existe o coroborare. Pentru că uneori există această dispută mereu, leadership-ul poate nu observă anumite lucruri sau nu vrea să le observe aceste schimbări și să facă anumite ajustări, adaptări. Pe de altă parte, există presiunea aceasta a congregației care își dorește altceva decât păstorii sau slujitorii și undeva Există o desincronizare aici, și cred că aici, în zona asta, se duce cea mai grea luptă. Da, acum știu că ar suna foarte frumos să spun că inițiativa trebuie sau poate veni și de la membrii din biserică, dar în realitate nu prea se întâmplă așa. Și mie îmi place să spun lucrurilor pe nume. Cred că sunt șanse foarte mici ca să vină un membru și să schimbe el nu știu ce lucruri sau să propună schimbări foarte mari. Până la urmă, leadership-ul este o sarcină, o responsabilitate de la care nu putem abdica și, prin definiție, liderul trebuie să, să ia viziune. inițiativă, să dea viziune. Deci, ă, asta este. Dacă domnul ne-a chemat la lucrarea asta sau ne-am asumat lucrarea aceasta, atunci. Trebuie să știm că suntem responsabili de, de modul în care ne exercităm leadership-ul și aș spune că liderii, păstorii, prezbiteri, diversi slujitori, diaconi, ei trebuie să fie primii care să se roage să aibă această preocupare după a găsi modurile cele mai adecvate de a, de a viețui în această cultură într-un mod relevant, fără să compromitem Evanghelia și identitatea. Bisericii. Dar ce încerc să spun este că modul în care se întâmplă asta, practic, cred că s-a schimbat și se va schimba tot mai mult în societatea viitoare. De ce? Pentru că dacă până acum, societatea se schimba în salturi generaționale la 40, la 20 de ani. Și unul. Mult mai lent. Mult mai lent. Și atunci, tu, ca lider sau ca echipă de lideri, știai cu ce date ale problemei lucrezi și ce ai de făcut. Acum se schimbă uneori de la an la an, atenție. Deci, cu o viteză atât de mare încât, repet, oricât de mult ai vrea să fii la curent cu, cu nevoile, provocările, că vorbim de copii la școală, la lucru, provocările tehnologiei și așa mai departe, nu poți. Și atunci, da, Echipa de leadership ar trebui să ia inițiativă, dar modul în care să ajungă la rezultate să nu mai fie doar o deliberare între ei, ci să fie o, o consultare, consultare mai exact, mai largă, mai frecventă, mai naturală și mai reală. Adică să dea șansa ca uh, membrii bisericii să poată să spună lucrurile nu pe care tot liderii vor să le audă. Că degeaba faci o consultare, dar uh, organizezi totul și. Conduci întâlnirea în așa fel încât oamenii să-ți confirme de ceea ce tu deja vrei să spui. Deci, trebuie găsite moduri și sunt acum, slavă Domnului, tot felul de chestionare anonime, poți să, să să-ți dai seama, oamenii pot, se pot exprima, da? Deci, trebuie să, să, să te lupți, să ai curajul de a-i lăsa pe oameni și de a le crea un cadru, de a facilita un cadru în care să spună sincer ce cred, cu ce se confruntă, care sunt problemele din societate și apoi cu toate aceste informații, cu smerenie. Venit înaintea Domnului și găsit cele mai bune soluții. Dar cred că inițiativa vine de la lideri, dar uh, rezolvarea vine de la întreaga congregație. Da, acum avem și în Biblie modele. Mi-aduc aminte aici bine: împăratul Solomon a pornit bine, a consultat și pe unii și pe alții, dar a ascultat numai de o tabără uh, uh, și avem tot felul de exemple în Biblie în direcția aceasta. Slavă Domnului că spuneai și sunt de acord cu asta, liderii au parte de câteva lucruri în plus, au o chemare specială, au daruri, au o călăuzire aparte a Duhului Sfânt în zona aceasta de conducere, de, de a da viziunea și evident că nu le știm pe toate și noi suntem oameni, dar în același timp Trebuie să existe o deschidere spre dorința de a afla, de a te informa, de a consulta, cum spuneai. Acum, lupta generația noastră, și sunt de acord cu ce ai spus, se schimbă foarte repede generațiile, stilurile comportamentale și toate astea au așa un efect devastator și asupra noastră în mediile eclesiologice pentru că oamenii de acolo vin, adică de aici venim, din societate. Și unii consideră și aici o dispută, trebuie altfel contextualizată Evanghelia Domnului Iisus Hristos, altfel prezentată generației noastre, adevărat, adevărul nu se schimbă, rămâne același adevăr absolut, nu îl negociem nenegociabil Domnul Iisus Hristos, însă poate limbajul, stilul, Altfel trebuie prezentat mesajul. Știu, că e o temă mai aparte, așa, dar poate cumva din zona asta a discuției de astăzi, unii spun că și asta e, e necesară. Da, și cred că este necesară. Întotdeauna trebuie să, să avem grijă. Cu ce valori ale culturii lucrăm, ce limbaj, ce tradiții, ce instituții ce tipare comportamentale, cum spuneai. Deci toate aceste lucruri contează și atunci trebuie să, să avem operații chirurgicale în care Evanghelia să fie folosită ca un bisturiu care uh, se duce unde trebuie. Asta înseamnă contextualizare. E ca și cum un chirurg are o mână sensibilă, fină, știe cum să să mânuiască bisturiul respectiv. Sau sabie cu două tăiere. Sau sabie, exact, să folosim imaginea aceasta. Uh, și din acest punct de vedere eu cred că de asta am spus de contextualizare deci consultarea asta la care mă refer, asta, deci așa învățăm să facem contextualizare, sigur că uh, decizia și răspunderea, până la urmă, tot liderii o au, că ei, de asta spuneam, sunt chemați să decidă și Domnul îi ajută, dar uh, ca să faci o contextualizare bună a lucrurilor, ai nevoie de oamenii care trăiesc în context și aceștia sunt membrii bisericii. de asta ai nevoie de consultare chiar dacă nu ei singuri decid însă Ceea ce pe mine mă preocupă, Dani, și cred că aici este o mare, mare ispită, deja și va fi în viitor. Dacă Domnul ne va mai ține, o să vezi că așa va fi. Este această confuzie între contextualizare și identificare cu cultura. Deci se ajunge, de fapt, la o lumificare a bisericii din dorința de a fi relevanți. Și unii zic că formele sunt neutre. Nu sunt neutre. Uh, ele uh, întotdeauna pot fi folosite să susțină un adevăr, valoarea sau nu. Și eu dau mereu exemplu acesta. Dacă am apă, uh, pot să pun apă în pahar în forma asta și să beau apă. Dacă vreau să mă scald, pun apă în piscină. Dar nu voi face invers. Nu o să mă scald în pahar și o să beau apă din piscină. Deci trebuie, trebuie forma contează. Dacă vreau să-mi ating scopul și atunci... Biserica are niște valori da, pe care le, le descoperim în Sfânta Scriptură. Și dacă vrem ca aceste valori care țin de etosul bisericii, de identitatea ei să rămână și aceste valori sunt supraculturale, indiferent cât de mult se schimbă cultura, trebuie să avem grijă să fim deschiși la adaptarea formelor cu condiția ca acele forme să nu schimbe uh, sau să nu anuleze valoarea la care țin. Conținutul. Conținutul. Și atunci aici este... Problema asta legată de scriptură. În ce sens? În sensul în care, pentru că în cultura de astăzi o non-valoare foarte mult promovată este relativismul, și anume că nu există adevăr absolut, că totul e adevărul tău, al tău, adevărul meu, al meu, fiecare face ce îi place. Mulți din dorința de a fi relevanți cultural, da, între ghilimele, de a se adapta la cultură și de a se contextualiza, au făcut o confuzie între contextualizare și identificare sau lumificare, da, identificare totală cu cultura. Și au început să uh, spună că Biblia de fapt ne inspiră, ne ajută, uh, uh, că putem descoperi în ea cuvântul lui Dumnezeu, dar ea nu este cuvântul lui Dumnezeu, că de fapt nu există adevăr absolut, că cine poate cunoaște adevărul și s-a semănat o îndoială foarte puternică și se seamănă tot mai mult în ce privește Scriptura. Vreau să spun un lucru, dacă asta am pierdut, am pierdut totul. Pentru că nu la întâmplare reforma s-a produs cu revenirea la sola Scriptura. Deci, avem nevoie să credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu suficient, relevant, Inerant. Exact, în orice epocă, inclusiv în, în vremea noastră. Și atunci, eu cred că în procesul acesta al contextualizării, da, să fim deschiși, putem schimba orice formă și orice tipar, cu condiția ca acea formă sau tipar să nu contravină adevărurilor și valorilor scripturii. Doamne ajută! Într-adevăr avem mai provocări pentru generația noastră, Costel, ca slujitor, ca oameni ai Domnului pe care Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme să slujim în anumite biserici și pe frații noștri. Știu că ar mai fi fost multe lucruri de spus, poate o să mai reluăm un pic tema sub alte fațete. Fiind pe final de emisiune, te rog așa, câteva recomandări, poate pentru credincioși, pe de o parte, pentru slujitori, pe de altă parte? Încep cu partea a doua. Pentru slujitori, ceea ce am spus mai devreme, asta este ce am pe inimă și simt că trebuie să, să subliniez acest lucru. Aveți încredere, să avem încredere în Evanghelie. Soluția nu stă nici în decoruri extraordinare, nici în echipe de închinare nemai văzute, nici în lideri super-carismatici, nici în tehnologie foarte avansată, lumini și fum și așa mai departe. Deși nu vreau să spun că toate astea sunt rele sau nu-și au locul, nu, nu, nu intru în discuția asta, dar vreau să spun că nu aici este soluția. Soluția rămâne cuvântul cuvânt. lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu are putere pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta pentru slujitori. Iar pentru membrii bisericilor, aș spune, mai ales în contextul acesta în care am discutat despre efectele pandemiei și ce s-a întâmplat cu Biserica după pandemie, nu uitați că biserica reală, locală, este biserica unde mergeți, unde vă hrăniți, unde slujiți, unde sunteți slujiți, unde veghem asupra altora și alții veghează asupra noastră, unde plângem împreună cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură. Și o ispită foarte mare este să asculți pe alți predicatori, să îl compari pe predicatorul tău cu mari celebrități de pe de internet, internet, din online, dar nu uita că niciodată omul acela nu vine să te viziteze când ești bun lav, nu vine să te încurajeze când ai un necaz, nu se roagă pentru tine, nu este păstorul tău. Deci nu este greșit să ascultăm predici bune, dar atenție că sunt și multe predici rele pe internet și din păcate astea se mai în vogă, dar nu uita niciodată, știi cum e, uneori e ca și cum cineva e căsătorit, dar se uită după altă femeie că îi se pare aia mai, mai frumoasă sau mai nu știu cum, nu uita că așa cum este, Soția ta E cea care te iubește, este lângă tine și la bine și la rău și în casa ta acolo, la fel și în biserică. Oricât de faină, frumoasă ți s-ar părea o biserică online, nu știu care, sau nu știu care predicator, nu uita că frații tăi, surorile tale, slujitorii din biserica ta sunt darul Domnului pentru tine. Iubește-i, prețuiește-i, slujește împreună cu ei. Mulțumim mult, Costel, pentru aceste gânduri frumoase, pentru disponibilitatea de a fi cu noi și de a împărtăși aceste idei, o temă de actualitate, o temă care ar trebui să ne frământe din ce în ce mai mult, să ne preocupe și Domnul să ne dea călăuzire, înțelepciune, să putem fi uh, la dispoziția Domnului și să putem fi uh, uh, de folos uh, comunității în care Dumnezeu ne așeze să slujim. Zoresc mult har și binecuvântare în slujire și te mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos, cu mare drag voi reveni. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunea Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem alături de noi pe pastorul Costel Gioancă, pastor la Biserica Donai din București, profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Împreună am discutat despre etosul eclesiologic post-pandemie. Sperăm că v-a fost de folos tot ceea ce am spus aici. E clar că nu am vorbit în mod exhaustiv, ar mai fi fost multe lucruri de punctat ar trebui să ne preocupe modul în care ne închinăm lui Dumnezeu, modul în care suntem integrați sau nu într-o comunitate a bisericii locale și în zile ca acestea să ne focusăm, să ne îndreptăm mai mult atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu, înspre valorile lui Dumnezeu care contează cu adevărat. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare aici, la aceeași oră, în aceeași zi, pe frecvența veștilor bune. Fiți sănătoși!